Ancheta în cazul crimelor de la Caracal a intrat într-o nouă etapă. Criminaliștii și-au strâns aparatura și au părăsit locuința lui Gheorghe Dincă. Saci cu probe au fost trimiși zilele trecute către Institutul Național de Medicină Legală pentru a fi expertizate. Prezumtivul criminal nu a mai ajuns în arestul IPJ Olt, unde a stat de la demararea anchetei, fiind dus la București. El urmează a fi supus detectorului de minciuni și expertizat psihiatric. În așteptarea rezultatelor de la INML, anchetatorii continuă audierile în acest caz, verificând fiecare informație obținută. Ultima persoană audiată a fost sora Luizei Melencu. De la ea, procurorii au vrut să afle informații legate de conturile deschise de aceasta pe rețelele de socializare. La mijlocul săptămânii trecute, procurorii DIICOT au disjuns dosarul Caracal și au transmis către secția de investigare a infracțiunilor din justiție cauza care vizează neglijență în serviciu în privința apelurilor pe care le-a efectuat Alexandra Măceșanu la 112. Primii audiați au fost cei patru procurori care au gestionat ancheta de la Caracal.